Falez la Olimp, 1 septembrie, ora 17:35. Am stat puțin pe plajă, am adormit, cred că am și față de somn pe plajă, cu nisip lipit pe față, să mă fac puțin de ocară. Și plaja cu umbreluțe și cearșafuri, după cum se poate vedea, este zona unde sunt și cei mai mulți oameni în apă, ceea ce mi se pare foarte interesant. Și faleza asta care nici bănci nu mai are, nici coșuri de gunoi, ceea ce mă cam deranjează, că am niște gunoi și trebuie să-l car în ghiozdan, că nu mi se pare drăguț nici să-l împrăști pe aici. Dar înainte erau băncile alea sultan, mai cât un tomberon, dar cumva cred că e o faleză abandonată sau nu chiar, pentru că au pus aici un corp iluminat LED. Deci nu e chiar abandonată. Și aici au pus, ce sunt ăștia? Pomi fructiferi? Sau și uscat puțin? Pare a fi niște pomi fructiferi care mor. Bine, aici e și zona vilelor, fostelor vile, actualelor vile. E ceva între terasa Delfinul. Și mai era ceva și cu microcomplex Delfinul mai devreme, observați. Coșurile astea sunt de pe vremea Mihaelei Rădulescu. Iar eu cred că sunt puțin indispusă în momentul ăsta. Că m-am trezit din somn și m-a deranjat că nu am unde să-mi las gunoiul. Bine, puteam să mai merg puțin. E doar trezitul. Acolo e și o bărcuță. Se fac plimbări în larg. Ce scrie acolo? Plimbări pe mare. Nu știu ce preț are la plimbări pe mare. Și faleza. Apuci colace. Dar nu sunt bănci, nu sunt coșuri de gunoi, dar nici magazine. Asta e o chestie de ca înainte. Zero magazine. Doar la shop-uri. Și acum am ceva de mers până la un magazin cât de cât. Mai uite, am găsit și o bancă aici pe faleză. Și cred că e autoservire aici. Și miroase a ceva prăjit. Multe șezlonguri care arată foarte urât. Poate o să termine cu șezlongura aia asta. O să vedem ce terasă aici. Terasa Delfinul, sponsorizată de Tuborg. Un domn îngână un pescăruș foarte drăgălaș. Să ne apropiem și de casa scriitorilor. Ăștia nu știu ce-s palmieri. Par destul de exotici pentru zona asta. Climateric, aici încă sunt melcișori ăștia. Foarte drăguți, care erau și pe la Hotel Neptun în copilăria mea. Încă mai există melcișorii ăștia mici așa. Săracii cred că sunt aici dinainte de orice complex. Era doar pădurea Comorova. Încă e interesant, zona asta e populată de 51-52 de ani. Poate 53, hai 54. Dacă în 71 s-au dat în folosință acele hoteluri. Aici la microcomplex Delfinul. Ce avem o proprietate privată. Dacă e proprietate privată, mai bine nici nu mai arăt. Pescărușii. Care a venit toamna. Dar nu se simte, adică e cald. Dar nu mai e atât de cald, e perfectă, adică în vremea asta, nu știu, acum cred că sunt 25-26 de grade, adie vântul, e minunat. Bine, totuși mi-e puțin cald, aș fi preferat 24. Iată și aici avem mulți oameni în apă, tot o zonă de cearșafuri, adică
Dacă tot la zona de cearșafuri sunt cei mai mulți oameni și zona de cearșafuri e cea mai slab reprezentată ca suprafață, e pico. 50 de lei. Wow. Asta e plaja Epico. 50 de lei. Summer SUP board. Ce înseamnă asta? Tariful pentru închirierea unei plăci este de 20 de lei pentru 30 de minute. Summer SUP board. Îmi pare rău, dar nu știu ce e asta. Va trebui să mă documentez. Poate știu alți oameni, dar aici la Epico au și niște umbreluțe mai aparte, niște șezlonguri diferite. Nu degeaba acolo era 30 de lei și aici 50. Te-am găsit și niște gunoi să-mi arunc sticla, dar durează prea mult să o scot din ghiozdan. Aici gardul ăsta vechi, pe gustul meu, o stațiune vie. Că aici la Epico au investit ceva, măcar așa de fațadă, au pus aici niște pomișori. Pare atât drăgălaș, sincer, e ca o pată de noutate, de culoare, cu umbrelele astea care nu sunt brânduite versus astea și șezlongurile astea, maică sfântă, urâte sunt. Dau așa o stare, mi se pare incredibil, șezlongurile astea, când au apărut, da, erau cool, 94, 95, 96, 97, sigur, dar au trecut 25 de ani de atunci și ele pur și simplu au colonizat tot litoralul. Șezlongurile astea albe și urâte. Chiar sunt urâte. Pe bune, adică oamenii se plâng de hotelurile mele preferate, că wow, nu sunt renovate, dar ei acceptă să plătească 50 de lei pe șezlongul ăsta, care arată exact ca acum 25 de ani. Confortul de acum 25 de ani, pe bune. Adică nu e niciun confort în șezlongul ăsta. Mai confortabil e pe nisip. Că i-au pus o salteluță, wow, salteluța aia care nu-i dezinfectată și stă, oh my god, nu, chiar, cu șezlongurile, nu, am o răfuială. Anul ăsta m-am decis să o exprim puțin mai febril. Poate, mai ales că și aici, adică și aici deja e totul colonizat cu șezlongurile astea albe. Când eram mică, era aici o parte, așa, o parte, știi, deci era partea asta, așa, gen bam, și încolo era plajă liberă. Chiar și prin 2004, când stațiunea asta era destul de la modă. Aici, la Mediteraneu, avem un tarif de 30 de lei pe zi. Nisip cernut și igienizat zilnic. Abonamente și rezervări. Preț șezlong. Adică pe bune, eu nu înțeleg de ce să-mi plătesc un șezlong. Umbrela gratuit. Și dacă vreau să plătesc umbrela? Bine, sunt un troll. Să-i las pe oameni în șezlongurile lor. Oh, gogoșica, fițoșica. Oh. Da. O oază de sănătate. Îmi pare rău că sunt cinică. Dar faleza. Avem aici un mierea ursului, sărmanul pe moarte, un mierea ursului destul de viu, dar ăsta și-a trăit raiul și-a mâncat mălaiul. Moare, ce rău îmi pare. Vine acum și casa scriitorilor. Faleza Olimp, așa e chiar plăcută. Din nou, nu știu dacă este plăcută cu adevărat sau mi-este mie plăcută în baza amintirilor. Dar un lucru pot spune sigur. Combinația asta de vegetație cu aer marin e bună. Numai că acum îmi vine un miros de gogoșica, fițoșica, de... Mi-a stricat tot cheful. Dar celor cărora le plac gogoșile... Da. Aici e și o tavără, ceva arte marțiale, cum am văzut și în Eforie Sud. Între niște copilași. Cu arte marțiale. Asta mi se pare chiar frumos. Aici se audă și muzică. E bine că acolo unde am stat la plajă, zona aceea de cerșap, chiar nu era muzică.
Mie muzica pe plajă, nu știu, mă cam deranjează. Poate ceva în surdină, așa un jazz, da, efectiv în surdină. Bum, bum, cum am mai văzut niște videouri, încă n-am fost pe plaja din Neptun, poate o să ajung mâine să văd că, din ce am înțeles, ar fi un pic dezastru. Ezin foarte mult zgomot, foarte multe șezlonguri și un personal care nu este absolut deloc amabil. Wow, sticla asta de perla Harghitei s-a decolorat, e alb-negru deja. Ce frumos. Și aici, cred că este proprietate cu acces limitat, e chiar casa scriitorilor, rămasă ca înainte aici, sigur. O să pot merge la toaletă, dar nu o să arăt ce se întâmplă ca să nu tulbur scriitorii. Dar e foarte drăguț aici, foarte drăguț. Da, îmi închei plimbarea pe faleză după ce am fost supărată de fițoșica cu ceva pe gustul meu. Ca înainte, pare că se poate și mânca. Poate mâine mănânc aici și o să fac și un video.